Se pregătește o zi fierbinte în Republica Moldova. Mișcarea pentru popor, formată în jurul Partidului Șor, are de gând să organizeze în această după-amiază un nou protest la Chișinău, în condițiile în care s-au înmulțit în ultima vreme avertismentele și semnalele, inclusiv dinspre Washington, că Moscova ar putea pune la cale acțiuni provocatoare la aceste manifestații, care să ducă la destabilizarea țării. Poliția Națională din Republica Moldova a anunțat ieri că are informații potrivit cărora la protestul planificat pentru astăzi se intenționează organizarea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă. Despre aceste acțiuni împotriva guvernului și președintelui Maia Sandu vorbim cu Eugen Tomac, președinte PMP. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața. Domnule Tomac, există așadar risc de destabilizare la protestul de astăzi? Autoritățile de la Chișinău ne spun de mai multe săptămâni că situația este extrem de tensionată și am văzut în urmă cu puține zile, în această săptămână care se încheie, cum ofițerii de la crimă organizată au reținut cetățeni care aveau asupra lor pungi cu bani negri pe care îi distribuiau către cei care organizează aceste proteste și participă la ele. Evident că toate aceste elemente, toate aceste ilegalități constituie motive de îngrijorare profundă, pentru că se încearcă prin toate instrumentele pe care le are Rusia în teren să provoace destabilizare la Chișinău. Aceste lucruri sunt extrem de grave, pentru că în contextul acestui război, Rusia își dorește ca guvernul actual să aibă cât mai multe vulnerabilități și, evident, pe fondul tensiunilor sociale, pentru că toate aceste crize succesive, sănătate, economie, energie, au produs foarte multe nemulțumiri și, evident, că Rusia încearcă pe fondul acestor nemulțumiri din partea cetățenilor să creeze cât mai multe tensiuni, astfel încât să poată, la momentul potrivit, de ce nu chiar astăzi, să încerce să împingă lumea spre proteste, pentru că Republica Moldova s-a mai confruntat în urmă cu mai bine de 12 ani cu proteste care au degenerat și, evident, s-au soldat cu vandalizarea instituțiilor principale, președinție, parlament. Tocmai de aceea autoritățile la Chișinău sunt în alertă maximă continuu și cred că noi trebuie să fim extrem de atenți, să urmărim ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că acolo sunt tot români și evident că Rusia își dorește prin toate mijloacele să schimbe guvernul și evident să genereze o majoritate pro-rusă care să se implice în războiul din Ucraina. Pentru că o Republică Moldova controlată în totalitate de Federația Rusă ar însemna un cap de pod altul decât Transnistria, extrem de complicat și cu consecințe pe chestiuni de securitate extrem de grave pentru noi. Tocmai de aceea trebuie să fim alături de românii de dincolo de Prut și să susținem guvernul de la Chișinău prin toate instrumentele pe care le avem, prin toate mijloacele, evident, democratice și legale. Care este motivul pentru care, iată, oamenii ies astăzi în stradă și dacă cumva, pentru că spuneați, iată, că ar trebui să fim și noi atenți, există riscul ca acest gen de manifestații să se extindă, poate și la nivelul țării noastre? Nu cred că în România se pune problema de aceste riscuri. Lucrurile la noi sunt destul de clare. Chiar dacă există un apetit pe dezinformare și pe împingerea unor lucruri care nu au nimic în comun cu realitatea legate de războiul din Ucraina, totuși la noi societatea înțelege perfect ce se întâmplă, chiar dacă, sigur, din aceleași rațiuni, din nemulțumiri pe care le-au oamenii, pentru că toate aceste scumpiri în lanț generează nemulțumiri justificate, însă situația este mult mai specială și diferită în Republica Moldova, pentru că acolo oamenii își doresc să împingă tensiunile în zona destabilizării politice, utilizând instrumente legale pentru a înlătura un guvern ales democratic, o majoritate aleasă democratic prin această destabilizare și crearea unui haos continuu care să determine cetățenii să nu mai aibă deloc încredere și, evident, prin acțiuni pe care, de altfel, președinta Maia Sandu le-a anunțat încă din urmă cu o lună că se va încerca
capturarea unor instituții, blocarea unor instituții și de ce nu să se ajungă inclusiv la luare de ostate. Și toate aceste scenarii fac parte din jocul Rusiei și nu se pune problema ca în România să se întâmple asemenea acțiuni, dar evident că pe noi ne interesează pentru că o schimbare de guvern prin forțarea lucrurilor în Republica Moldova reprezintă o vulnerabilitate și pentru noi și o chestiune de securitate extrem de complicată. Ne putem aștepta, iată așadar, să aibă loc intervenții în forță din partea poliției acolo la aceste proteste, mai ales că au fost, sunt așadar în alertă oamenii legii. Deocamdată autoritățile de la Chișinău au dat dovadă de fermitate și sunt destul de eficiente în a combate orice formă de manipulare și intervenție a Rusiei în, prin intermediul partidelor politice. S-a demonstrat foarte clar că în Republica Moldova se oferă resurse financiare uriașe pentru a mobiliza lumea la aceste proteste. Să nu credeți că cetățenii nu înțeleg riscurile la care este expusă Republica Moldova. Dar, evident, pe fondul tensiunilor sociale se găsesc foarte ușor oameni care pot fi atrași în asemenea captane. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Eugen Tomac, președinte PMP, a fost în direct cu noi. Doamnelor și domnilor, mergem acum mai departe cu știrile.